cu ajutorul PSD-ului, se poate spune că a nimerit fiscul Brăila. E o combinație de scandal și tâmpenii ce se întâmplă aici în materie de impozite și taxe. Sigur, PSD-ul rămâne partidul furnizor de taxe și impozite numărul 1 în România, dar în cazul Brăilei s-a ajuns la o situație absurdă. În intenția lor trebuiau taxați și vaca și grădina și omul. Rezultatul e că până la urmă au decis că omul e mai, sau vaca e mai presus decât omul. Au renunțat la taxa pe vacă, pe grădină, există taxa pe om. În plus, unicat european, există taxa pe apa de ploaie, ceea ce în fel de a taxa pe Dumnezeu. Asta este nivelul de bandada pe care a introdus-o PSD-ul în Brăila, dar nu numai în Brăila. Există o salvă de județe, de regiuni, care începe și se termină acolo unde administrația locală este a PSD-ului. Se poate verifica județ cu județ pe harta României și comparând standardul de viață. Așadar, Brăila nu are o vină, Brăila are un potențial de care s-a vorbit și s-a vorbit și s-a vorbit, dar ce a împiedicat trecerea acestui potențial în realitate este PSD-ul cu metodele lui de administrație atât la nivel central cât și la nivel local, unde în plus, în cazul Brăilei, acești oameni își permit un dezmăț total care nu poate face decât rău, care nu poate decât să scadă veniturile și să crească nivelul șomajului în România.